stau și ce să fac. Două dintre ele îmi plac. Mai mare dacă eram, cu țigarele sărgeam și cu ochiul pachele făceam. Aoleu, de mor afla, corigent mă vor lăsa și mi-e frică tare de mama. Mai mare dacă eram, cu țigarele sărgeam și cu ochiul pachele făceam. Aoleu, de mor afla, corigent mă vor lăsa și mi-e frică tare de mama. Șapte, cum să ridic media mea. Am să-l întreb pe tata, mâine voi veni la școală. Mi-o arăți pe profesoară și în rest de treaba mea. Hai să vezi ce va urma. Mai mare dacă eram, cu țigarele sărgeam și cu ochiul partele făceam. Aoleu, de mor afla, corigent mă vor lăsa și mi-e frică tare de mama. Mai mare dacă eram, cu țigarele sărgeam și cu ochiul partele făceam. Aoleu, de mor afla, corigent mă vor lăsa și mi-e frică tare de mama. Chiu-i mă dată pentru Amelia! Opa! Văd pe doamna de franceză, se pupa cu cineva. Aoleu, era tata, eu ieșisem la plimbare cu cățelul meu cel mare. Ciuda dragului cățeam, a dat fugă la tata. Eu am vrut să-i ocolesc ca să nu-i mai întâlnesc, dar n-am mai putut să mă feresc. Doamna cred că a văzut, tata cred că a văzut, dar m-am făcut că nu i-am văzut. Epa! Pentru Amelia, în special din partea lui Jora și din partea la toți invitații. Și de atunci pe zi ce trece, la franceză am doar 10, de gătire nu fac eu. Face tata-n locul meu pregătire pe faleză și-am să-mi pun un 10 în teză. Și vedeți și voi cumva să nu spuneți lui mama. Dacă știi mamica mea cum mă ajută tata, apare din casă nevada. Și pe noi și pe cățea și-a rămâne numai ea. Nu știu atunci cum ne vom descurca. Și mamica mea cum mă ajută tata, apare din casă nevada. Și pe noi și pe cățea și-a rămâne numai ea. Nu știu atunci cum ne vom descurca. Amelia, să vrem.